Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Bucureșteanul Stancu Ogică a fost bătut ieri seară în scara blocului în care locuiește de două persoane necunoscute. Acestea, susține domnul Ogică, i-au furat mai multe bilete Loto Pronto, printre care și cel cu numerele câștigătoare la marele premiu, premiu cel mare de $1.000.000. Poliția Capitale a solicitat Loteriei Naționale blocarea plății pentru biletul câștigător al premiului în valoare de $1.000.000 până la elucidarea aspectelor reclamate de Stancu Ogică. Bine ați venit, domnul Ogică. Domnul Ogică este primul invitat din această seară. Bună seara, domnule. Susțineți că ați avut biletul câștigător, da? Da, sigur. Există destui oameni care pot confirma lucrul ăsta. Puteți să-mi spuneți când ați cumpărat biletul și când l-ați completat? Ce se întâmplă? Eu am explicat și la poliție, îmi cer scuze că sunt 24 de ore pe care am discutat cu formatul. Și eu îmi cer scuze că vă supun unor întrebări după atâta oboseală, dar asta e. Lumea e nebunită, s-a furat $1.000.000, poate e furtul secolului, având în vedere că nu o să mai fie mare lucru de furat în România de aici înainte. Deci întrebați-mă? V-am întrebat când ați completat biletul. Da, eu am completat toată săptămâna trecută, au fost pe fiecare zi, la mai multe agenții, am avut perioade în care am completat diferite bilete, deci am completat în jur de 2 milioane și... Suma? Deci în jur de 2 achitată milioane... Achitată pentru aceste bilete? Peste 60 ceva de bilete, deci au fost completate. Ați cumpărat de la mai multe centre? De la mai multe centre, care am consumat suma de 2 milioane... Peste 60 de bilete. Deci știți de unde ați cumpărat biletul câștigător? Mi s-a pus foarte multe întrebări pe tema asta și am explicat dacă este vorba de agenția din centru, de la kilometrul 0, deci de la... am și mers împreună cu poliția, deci în jurul, începutul săptămânii viitoare, am cumpărat de acolo bilet și la sfârșit săptămâna viitoare. Deci câteva bilete la început și câteva la sfârșit. La începutul săptămânii trecute. Săptămâna trecută, îmi cer scuze. Și ați cumpărat și de la agenția din centru? De la centru din piața Sfântul Gheorghe? Da, da. Exact. Ați cumpărat de acolo. Eu vă întreb pentru că, așa cum a apărut în presă, extragerea Loto 6 din 49, din data de 21 ianuarie, această extragere la care dumneavoastră susțineți că ați câștigat cu biletul acela, numerele câștigătoare 13, 14, 19, 26, 32, 40, seria C, data completării biletului 16 ianuarie 2001. Asta însemna, pe data de, când a fost asta, suntem în 24, miercuri, deci marți. Ați cumpărat marți bilete? Da, eu am declarat la poliție lucrul ăsta. Ora completării biletului, ora 17.24 și 17 secunde, agenția numărul Loto numărul 29 din piața Sfântul Gheorghe. Prețul biletului cu care s-a câștigat $1.000.000, 20.100, am înțeles. Și numerele acestea cu care s-a câștigat $1.000.000, acest bilet care susțineți că e al dumneavoastră, numerele trecute aveau o semnificație aparte sau le-ați spus la întâmplare? Mi-a dat mama biletele ei săraca și nu i-a ieșit decât un singur număr. A jucat pe data de naștere deci, a mea. Deci dacă șase au fost puse la întâmplare, vă dați. Deci au fost puse la întâmplare. Da. Deci, eu am zis maică mi să pună și ea la întâmplare, să tot timp pune data de naștere a mea și a lui fratii mei. Ce s-a întâmplat ieri seară? Vreți să vă explic din cursul zilei de ieri sau vreți să vă explic? Nu, cum s-a întâmplat când ați fost agresat? Deci am coborât din scară și am fost agresat. Și vi s-au furat biletele? Da. Unde le aveți? În haina... În buzunarul hainei... Ieri a fost marți, da? Da. Când ați aflat că dețineți biletul care valora $1.000.000? Ieri pe la 12. De ce așa târziu? Că se știa încă de duminică seară. Eu n-am avut timp să mă uit... Deci să-mi verific biletele, iar ieri pe la 12 am avut timp să stau în casă și să... Nici atunci când ați aflat că premiul cel mare e de $1.000.000? Deci nu l-am verificat. Dar ați citit presa luni? Foarte puțin. Pentru că iau la întâmplare evenimentul zilei de marți, 23 ianuarie, în care pe prima pagină era biletul dat cu numerele câștigătoare. N-ați citit presa de marți sau de luni? De marți am citit-o. De luni ați citit-o? De luni mai puțin. Și de unde ați aflat că ați câștigat $1.000.000? Deci în jurul orei 12 marți am sunat, 12 jumate, 1, am sunat la loterie, am explicat că e posibil să am biletul câștigător.
De unde aflaserăți că e posibil că să aveți biletul câștigător? Deci semăna cu cel din presă, din evenimentul. Semăna cu acesta la ce? La numere? Da. Și am sunat, am avut o discuție cu doamna centralistă, deci telefonistă, pe care după câteva minute de discuție mi-a recomandat pe cineva de la comercial, mi-aduc aminte. Da. Acolo am explicat situația și mi s-a solicitat că n-ar fi normal să mai vin astăzi. Cum se numește persoana de acolo? Ce se întâmplă? Eu am avut numele care mi-a rămas mie în minte este Deaconu, dar domnul Deaconu am avut o discuție cu dânsul, am impresia că mai la sfârșit. Ulterior? Da, la început. Dar persoana de la comercial cu care ați vorbit și v-a spus că nu e bine să veniți atunci. Da. Deci nu știți cum se numește? Sunt lucruri pe care cred că s-ar putea confirma. E femeie sau bărbat persoana cu care ați vorbit și care v-a sfătuit să nu veniți atunci? Bărbat. Da, bărbat. Era un bărbat, da. Bun, mai departe. La urmă am revenit din nou cu un alt telefon. La fel, am spus, domnule, nu credeți că ar fi bine să vin astăzi? Am spus, domnule, eu cred că nu. După ora 3:30-4 am mai revenit cu un alt telefon și mi l-a dat pe domnul Deaconu, care a spus domnul dânsul, ce domnule, putea să ne întâlnim și în cursul zilei de astăzi. Vă dau un telefon mobil, deci chiar dacă plec de la serviciu, există o posibilitate și după program, dar sunați-mă. Am sunat pe dânsul de vreo 2 ore, a spus domnule, când dumneata ești pregătit, eu așteptam să-mi vină ceva din familie, o să ne vedem, o să ne întâlnim undeva. Și o să vedem. Și am sunat explicându-mi că nu mai poate veni la întâlnire faptul unui accident, motivând faptul unui accident din familia dânsului. Vă rog să faceți legătură cu domnul Deaconu. De sunat la domnul Deaconu să îi infirme sau să confirme cele spuse de domnul Gică. Bun, mai departe. Mai departe l-am sunat pe dânsul, deci cum am spus, am motivat. Am înțeles că a mânat din cauza unui accident în familie sau cum a motivat? Au venit ai mei, deci în momentul ăla eram pregătit să merg, să pot ieși undeva la o întâlnire cu presa, cu... Păi de ce cu presa? Păi nu știam, e o chestie destul de... eram pus într-o situație destul de... Deci așa am gândit în momentul respectiv. Bun, povestiți în continuare. Și ați ieșit atunci în scara blocului, după ce ați luat hotărât să vă întâlniți cu presa sau cum? Ați vorbit cu cineva din presă? Am vorbit cu cineva din presă, deci... Cu cine? E vorba de un ziar cu mare tiraj, dar nu este cazul să... Păi nu, e cazul pentru că e vorba de $1.000.000 și e vorba de niște bănuieli. Deci nu, tu, că mă puneți în situația în care... Stă, da, ca și dumneavoastră... Dumneavoastră, dacă spuneți numele ziarului, nu planează absolut nicio vinovăție asupra ziarului. Păi nu planez, dar nici bine nu se deci v-ați întâlnit și... cu cineva de la un ziar, da? Da. La un cotidian de mare tiraj. Nu am întâlnit. Am discutat, am avut mai multe discuții pe care la un... Îl cunoșteați pe ziaristul respectiv? Nu, l-am cunoscut. Dar de unde ați luat numărul de telefon? Nu știu de unde. Am primit un număr de la evenimentul pe care am luat alt... pe care mi s-au dat numerele care am avut discuții, pe care am avut continuare discuții. Nu ați luat din ziar numerele? Vi l-a dat cineva? Deci am luat de la evenimentul, am cerut eu un număr de telefon și de acolo am ajuns în toate... A, a sunat la evenimentul? Da. Și de unde aveți numărul de la evenimentul? Cred că de la informații l-am... Am înțeles. Bun, mai departe. Mai departe am spus, domnule, au insistat să ne întâlnim, să trimit o mașină, să ne vedem, să purtăm discuții pe tema asta și chiar eventual... dacă pot face investiție cu acei bani într-un anumit domeniu care mi s-a solicitat în momentul respectiv, nu mai știu sigur despre ce era vorba. Și am... Puteți să spuneți numele ziaristului să intre în direct cu noi? Deci vă rog frumos, nu este cazul să-mi pun presa. Bine, mergeți mai departe. Da, și am... plecat, deci am... De acord cu dumneavoastră. Eu vă întrebam dacă vă dați seama la ceea ce v-ați expus în momentul în care ați declarat că aveți acest bilet. Da, eu am declarat și... Ce se va întâmpla? O întrebare simplă și după ce trece la ziua de astăzi, când au avut loc câteva evenimente destul de ciudate, telefoanele pe care le-ați primit și în care vi se cerea o anumită parte din bani dacă vi se va aduce biletul.
Dacă o să apară cineva care o să spună că a avut biletul ăsta de la bun început? Nu, tu că este... Care la rândul său, acel cineva va veni cu dovezi că a avut biletul din prima zi, martor și așa mai departe. Nu știu, e o situație grea pentru mine. Păi de ce să fie o situație grea dacă dumneavoastră sunteți absolut sigur că ați deținut biletul câștigător? De ce eu am, sunt oameni... Bun, spuneți-mi ce s-a întâmplat astăzi. Am înțeles că ați primit un telefon, domnul îți dă biletul dacă ne dai o anumită sumă de bani. Da, și am închis, n-am avut nicio discuție, n-am prelungit discuția. Susțineați mai devreme, înainte de a intra în misie, că trăiți cu impresia că telefonul dumneavoastră ar fi urmărit de poliție. Este firesc. De ce este posibil? Este posibil. Mi-a spus că ați încercat să sunați pe cineva și ați răspuns cineva de la poliție. Da. Nu știu dacă se poate confirma. Persoana care v-a sunat și v-a cerut o anumită sumă de bani din câștig, din câștigul de $1,000,000, s-a recomandat într-un fel sau altul? De unde avea numărul dumneavoastră de telefon? V-a spus ceva în acest sens sau v-a zis să îți dau atâta? Nu, a fost o discuție foarte scurtă pentru că eu n-am acceptat să discut. Eram... Dar ce a spus? Că îți dau biletul dacă îmi dai nu știu câți bani sau ce a spus? Dacă are parte, câtă parte poate exista din această sumă ca să poată îmi da biletul. Asta a fost o discuție foarte simplă pentru că eu n-am ați acceptat. Închis, n-ați refuzat practic convorbirea, ați întrerupt-o înainte de a continua mai mult, nu? Da, sigur. Am înțeles. Avem acum în studioul celălalt a televiziunii naționale Antena 1 pe doamna Magda Purice. Bună seara, doamna Purice. Doamna Purici este vânzătoare agenției Loto Pronosport din piața Sfântul Gheorghe București. Spuneți-mi, dumneavoastră ați completat biletul câștigător de $1,000,000? Da, din biletul pe care l-am văzut în ziar, eu am completat. Este cel completat deci de dumneavoastră? Eu l-am lucrat, nu l-am completat. Mă rog, ați lucrat la el. Da. Ați lucrat la înregistrarea, sau cum se spune, exact. La da, partea oficială a înregistrării acestui bilet, da? Astăzi a venit la dumneavoastră poliția cu domnul Gica? Nu. N-a venit? Nu. Ați spus că ați fost la centru din piața... Deci am fost cu poliția, am rămas în mașină și polițiștii au mers la agenția respectivă. A fost poliția la dumneavoastră, doamnă? Nu. N-a fost, nu? S-au legitimat. Spuneți-mi, doamnă, dumneavoastră îi cunoașteți pe cei care joacă de obicei la punctul dumneavoastră, da? Da, sigur. Deci îi cunoașteți pe jucători? Cei obișnuiți care vin clienții obișnuiți, să spunem. Săptămână de câteva săptămâni bune. Am înțeles. Domnul Ogică face parte dintre aceștia? Nu. Deci nu face parte dintre aceștia. Credeți că într-o loterie din mijlocul orașului sunt clienți obișnuiți? Doamna spunea că da. Eu cred că nu. Este un bulevard foarte circulat și părerea mea este că ar fi câțiva, dacă ar fi vorba despre clienți. Nu, e posibil și ceea ce spuneți dumneavoastră, doamna Susinec, susțineți că sunt jucători care joacă, jucătorii, să spunem, care joacă de multă sunt vreme. Sunt jucătorii agenției, cei care locuiesc sau lucrează prin zonă. Dânsul nu este, dar asta nu înseamnă că spun că n-a jucat sau că a jucat. Am înțeles că, practic, afirmația deci, dumneavoastră nu acoperă faptul că domnul Gica ar fi jucat. Chiar dacă l-aș fi recunoscut ca pe un jucător obișnuit al agenției, tot n-aș fi putut susține că a jucat chiar acel bilet câștigător. Deci eu n-am de unde oricum, să știu. Oricum, prima chestiune este că domnul Ogică nu face parte din clienții obișnuiți, jucătorii da, obișnuiți nu. Ai agenției care vin. Dar nici nu puteți susține că domnul Ogică n-a trecut pe acolo. Nu, n-am de unde. Nu, pentru că nu... Nu știu, dar se poate să fi fost. Dacă nu l-am reținut ca figură, asta e altceva. Deci n-am, poate... Uh-huh. N-am reținut eu în momentul ăla cine a jucat. Asta nu înseamnă că n-a fost. Se poate să fi fost. Am înțeles. E posibil. Ce teste dumneavoastră susțineți foarte... Ales că e jucat biletul la începutul săptămânii trecute, nefiind un jucător frecvent al agenției, nu... Am înțeles, doamnă, vă mulțumesc mult, rămâneți în continuare în studioul nostru, ceea ce este foarte clar că domnul Gică nu este un jucător obișnuit, un jucător înrăit dintre aceia care vin, să spunem, frecvent la agenția dumneavoastră. Eu n-am recunoscut nicio declarație, domnul Tucă, că aș fi jucat. Nu, dar nimeni nu am spus că a mai fost, a mai jucat nimeni la agenția nu v-a acuzat respectivă. De nimic.
Doamna n-a spus altceva decât... Concursul anului trecut, dar nu frecvent. N-am spus. Repet pentru a treia oară, doamna n-a spus nimic altceva decât că nu sunteți printre jucători obișnuiți, dar n-a exclus faptul ca dumneavoastră să fie putut juca acolo. Bun, rămâneți doamna Purice, intrăm în legătură cu domnul locotenent colonel Nelu Lupu, comandantul secției 15 poliție, acolo unde are loc ancheta cu privire la dispariția biletului marelui bilet sau marelui biletului care înseamnă și marele premiu de $1,000,000. Bună seara, domnule locotenent colonel. Bună seara, domnule Tucă. Domnule, opinia publică așteaptă cu sufletul la gură rezultatul cercetărilor dumneavoastră și dacă puteți și ce puteți să ne spuneți în acest moment despre desfășurarea lor, v-am rămâne recunoscători. Domnule Tucă, confirm faptul că domnul Ogică s-a prezentat la 21:30 la sediul secției 15, unde a reclamat că în jurul orilor 20:30 a fost lovit în scara blocului și s-au sustras un număr de 60 de bilete loto 6 din 49, printre care avea și biletul cu marele premiu. Urmarea primelor cercetări pe care le-am desfășurat de aseară și sunt în curs de desfășurare, nu am putut stabili, deci nu avem probe certe că acest bilet a fost la domnul Ogică. Cele declarate de domnul Ogică în emisiunea dumneavoastră sunt și consemnate în declarațiile de la poliție. Noi avem mai multe ipoteze și versiuni elaborate pe care le verificăm. Unele le-am verificat și nu s-au confirmat. Ce, stați puțin, nu s-au confirmat declarațiile domnului Ogică? Nu declarațiile domnului Ogică, m-am referit la versiunile pe care noi și ipotezele le-am stabilit pentru identificarea autorilor. Vă rog să continuați. Pot să confirm că poliția a fost în zona filialei unde a fost lucrat acest bilet, însă nu cunoaște nici doamna, pentru că am desfășurat alte activități în acea zonă. Ați luat amprentele de pe trotuar? Nu, domnule Tucă, avem alte aspecte de verificat acolo și domnii de la Loto și chiar de la Loteria Națională cunosc foarte bine niște secrete ale muncii în Loto Pro. Îmi cer scuze, m-am băgat și eu, dar nu mă pricep, așa este. Da. Bun, dar vă întreb un lucru gazetăresc, nu și polițienesc. Nu era firesc să o întreba și pe doamna care a completat biletul? Ancheta nu am finalizat-o, noi suntem în executarea unor activități. Este în tematica noastră și discuții cu doamna. Domnul colonel. Doamna a fost prezentată ieri pe un cotidian. Și fizic, și biletul, și... Spuneți-mi, vă rog, aveți în momentul acesta oare și ce concluzii în legătură cu ancheta dumneavoastră? Ce pot să vă confirm că victima prezintă leziunile, sunt vizibile, însă în imobil, cu ocazia cercetării locului infracțiunii, nu am putut ridica probe care să coroborate cu alte activități ale noastre, să demonstrăm locul săvârșirii fapt. N-ați găsit probe la locul faptei? Da. Uh-huh. Iar în legătură cu biletele de loto? Biletele de loto sunt, așa cum a declarat, un număr de 60. Cei despre care domnul Ogică afirmă că au văzut aceste bilete sunt frații dumnealui și doi muncitori de la care îl ajută la transportul mărfii. Niciunul dintre muncitorii audiați nu au putut confirma toate datele de identificare ale biletului, mă refer la data când s-a jucat și numerele. S-a făcut o confruntare între biletul în mâna fratelui și domnul Ogică citea din ziar. Deci dumneavoastră n-aveți un martor care să spună exact că biletul a aparținut domnului Ogică? Acum nu. Domnul Ogică.
Eu nu înțeleg despre ce e vorba. Deci mi-amintesc foarte bine că era biletul pe masă și ziarul și fiecare a citit în parte. Dar dacă domnul colonel susține lucrul ăsta, pe mine în momentul ăsta mă depășește. Deci dumneavoastră susține, care sunt martorii dumneavoastră care deci, să cei care au, ateste că ați avut biletul câștigător? Deci acei martori care au fost prezenți la poliție și au dat declarație, în cel puțin în momentul respectiv care au fost văzut, li s-au prezentat biletele, ei s-au uitat pe ziar și pe bilet. Și ce au spus? Că ăsta e bilet, că acesta eu e biletul arătat, pe care l-ați avut? Le-am arătat, am anunțit biletul că e vorba despre acest bilet. După părerea mea, eu vă spun că dacă i-ați avea aici și discuția care am avut eu cu ei, i-am explicat foarte că l-ați văzut, puteți să explicați, ei au spus că da. Deci au susținut că biletul pe care l-ați avut dumneavoastră este ei au văzut ce era momentul respectiv, biletul și... I-au zis, domnule colonel. Domnul Tucă, vă rog să-mi permiteți să nu mai comentez aspectele din declarații și cele prezentate de domnul Ogică. Bun, vă mulțumesc. Spuneți-mi când vom afla rezultatul anchetei dumneavoastră. Nu pot să aproximez în timp când veți afla rezultatul. Pot să vă spun că domnul general Fătuloiu personal a preluat acest dosar pe care îl studiază. S-a format o echipă operativă din specialiști de la Poliția Capitalei și împreună cu secția 15 cercetările... Deci lucrați împreună cu acest colectiv de la Poliția Capitalei, da? Da. Dosarul deja este pe masă la domnul general. Spuneți-mi, între timp poliția a dat interdicție sau care este comunicarea oficială către agenție, către Loteria Națională în ceea ce privește ridicarea banilor sau prezentarea la ghișeu cu biletul câștigător și ridicarea sumei de $1,000,000? Exact cum am mai spus domnul Tucă, noi am sesizat loteria, loteria știe exact ce are de făcut, este un regulament, un secret al dumnealor. Bun, vă mulțumesc mult, domnule colonel, pentru intervenție și pentru amabilitatea cu care ne-ați găzduit acolo echipa și vă dorim succes în ancheta pe care o desfășurați împreună cu cei de la Poliția Capitalei. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, bună seara. Bună seara. Ce ziceți de declarațiile domnului colonel? În poziția în care mă aflu, acum nu știu ce să vă spun. Este destul de dificil. Păi să vă susțineți cauza, pentru că e vorba de $1,000,000. Eu susțin cauza, dar... Eu îi terminam pe toți dacă era vorba de $1,000,000. Și ce vreți să fac? Așteptăm timpul și va rezolva această situație. L-avem la telefon pe domnul Ion Deaconu, purtător de cuvânt al Loteriei Naționale. Bună seara, domnul Deaconu. Bună seara, domnule Tucă. Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Le rog, pe invitatul dumneavoastră să confirme ce am discutat eu cu dumnealui, în jurul cărei teme s-a purtat discuția. Dacă s-a purtat în jurul discreției și a prezenței a cât mai puținor martori sau, eu știu, persoane care să cunoască faptul că dânsul este purtătorul biletului și dacă mi-a spus numele și când mi l-a spus numele. Când v-a sunat prima dată? Haideți să povestiți dumneavoastră și după aceea domnul Ogică va confirma sau va infirma. M-a sunat pe la 4 și pe la 16:20. Marți, ieri. Ieri, da. Și eu am spus, domnule, dacă pot să vii aici, te aștept dacă dumneata crezi că ai timp. A spus, domnule, n-ai un mobil, că uite, te sun mai pe seară. Ok, am plecat acasă, m-a sunat într-adevăr pe la 5 și câteva minute, 5:20, și a insistat dânsul să ne întâlnim. Eu am spus, domnule, în principiu n-am nimic împotrivă. Vreau să vă întrebați unde a propus dânsul să ne întâlnim și unde am spus eu să ne întâlnim. Domnul Ogică, unde ați propus să vă întâlniți? Unde are posibilitatea domnul Deacon, după câte amintesc. Și n-am sunat la 4:20, că să vreau să vă spun că... deci mie mi-a făcut legătura centralista, iar centralista, dacă vă interesați de programul ei, e până la 4. Alo? Da, vă auzim, interveniți. Alo? Da. Deci la ce oră spune că m-a sunat? Nu l-a auzit pe domnul Ogică? Nu l-a auzit. A zis că înainte de ora 16:20, pentru că centralista... Ar fi avut programul până la ora 16. Da, asta se poate verifica, nu e nicio problemă. Asta nu e nicio problemă. Și dar ce l-am sfătuit eu pe dânsul? Spuneți. Și spunând că avem o experiență în legătură cu marii câștigători
și că e necesar să putem o discuție. Poate să confirme treaba asta. Da, e adevărat. Da. Bun. Și mi-a spus că, din păcate, el s-a dus la presă. Iar eu i-am spus că a făcut o mare greșeală. Că trebuia să vină întâi la loteria română, să vadă care e situația biletului nou și a câștigului. Cum era firesc. Am înțeles, mai departe. Nu știu ce se întâmplă, nu vă aud foarte, foarte Vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat mai departe, dacă ați mai avut vreo legătură telefonică sau de altă natură cu domnul Ogică. Da, sigur. În toată această perioadă nu și-a declinat identitatea. Da. Și am spus că este dintr-o comună din Giurgiu. Lucruri care, sigur, la început, că pe mine m-au făcut puțin să fiu circumspect. Pentru că astfel de telefoane se mai primesc la loterie în cazuri în care apar mari câștigători. Dânsul a propus să ne întâlnim la un bar împreună cu familia și prietenii dânsului. I-am spus, domnule, vino la loterie dacă vrei să ne întâlnim. Vino la loterie. Și a zis, domnule, ne auzim mai târziu. Mai târziu a sunat pe la 8 și ceva, pe la 20 și ceva. Și a spus, domnul Deaconu, uitați, eu sunt Stelică sau Stelian, nu mai rețin exact cum a spus. Acum pot să vă spun cine sunt, că știe toată lumea. Deci astea au fost discuțiile mele și țin foarte mult să le confirme. Eu cred, un om de bună credință, singura mea dorință a fost și pornită dintr-o grijă deosebită, pentru că noi cunoaștem ce înseamnă o asemenea sumă câștigată. Am avut și alte experiențe. Domnul Ogică, e adevărat ceea ce a spus domnul Deaconu? Da, este adevărat, dar eu nu am refuzat vreodată să nu merg la agenție. Am spus că pot să merg și la agenție. Deci, nu-l cred. Nu știu ce să vă spun, dar... V-ați refuzat într-adevăr în prima parte a discuțiilor să vă declinați identitatea? Aș vrea să mai puteți să iei la legătura cu domnul Deacon? E la telefon. La telefon, domnul. Domnul Deacon, la ora 1 cu dumneavoastră am vorbit? Nu. Mi-ați spus că ați mai vorbit cu cineva la comercial. Bun. Aveți idee cu cine am vorbit? Nu știu. Dumneavoastră, eu de la dumneavoastră am știut. Știți că am insistat să vin la 1 la agenție și a spus că nu mai este bine să vin la ora aia pentru că e foarte târziu? Da, probabil vi s-a răspuns treaba asta și nu e nicio surpriză. Deci eu nu neg treaba. Deci eu am insistat să vin la ora 1 și jumate și a spus, domnule, nu este cazul să mai veniți acum, nu este bine pentru că veniți o mâine de dimineață. Eu v-am explicat. La urmă, a zis totuși să mai sun. După aia când am sunat, nu știu dacă la 4, nu mai știu sigur, poate aveți dreptate dumneavoastră. Dar eu când v-am sunat pe dumneavoastră și am intrat în discuție cu dumneavoastră, mi-a dat telefonul și am spus, domnule, dacă vreți să ne întâlnim, vroiam să mă întâlnesc cu dumneavoastră să văd care e modalitatea cea mai sigură de a intra în posesia banilor, să zicem. Când m-ați întrebat de bilet, ce v-am răspuns eu? Când m-ați întrebat dacă să aveți biletul la dumneavoastră, am spus că nu mă interesează, da? Da, am spus, iau biletul cu mine și vin la dumneavoastră, este bine? Asta e treabă de comercial, de plus premii și nu mă interesează. Păi stați puțin, și atunci de ce mi s-a făcut legătura cu dumneavoastră? Care era problema? Păi nu, pentru că dumneavoastră trebuia să fiți pregătit, banii nu vi se pot... Păi stați puțin, deci eu am sunat, o secundă vă rog, eu am sunat la loterie și am cerut să mi se facă legătura cu cineva pe care vă poate pune în posesia banilor. De ce am ajuns la dumneavoastră? De ce mi-ați dat mobilul? Da, dumneavoastră poate vă așteptați ca suma asta de un milion de dolari să vi se acorde pe loc, nu știu... Nu, dar de ce mi s-a... Sunt niște formalități de îndeplinit, ca în orice altă instituție, ca la orice altă bancă. Nu mai punem problema, dacă vroiați să luați lichidități sau, eu știu, să faceți depozite, trebuie anunțată și banca. Dumneavoastră aveați posibilitatea să mă puneți în posesia banilor? Nu, aveam posibilitatea să vă arăt cum trebuie procedat în cadrul loteriei și unde vă îndrumam, unde să mergeți. Bun, și atunci de ce nu mi-ați explicat? Eu am înțeles tot timpul că dumneavoastră sunteți, mi s-a spus că sunteți șef, nu știu în ce domeniu. Sunt redactorul șef al publicației. Da, și eu am înțeles că dumneavoastră sunteți șeful pe care mă puteți, a spus că ați luat legătura cu directorul general, este adevărat, da? Da, am spus că veniți mâine dimineață, dacă nu mai puteți acum. Dar a spus că mă pot întâlni cu dumneavoastră și la 9. Mirați asta, da? A spus, domnule, dacă ai mei nu vin așa de repede,
și s-ar ajunge la ora 8-9, am mai putea să ne vedem? Dumneavoastră a spus că da. Da, sigur. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și dumneavoastră n-ați mai venit. Care... Păi nu, stați puțin. Ați motivat faptul că ați avut un accident în familie? Asta a fost aseară, domnule. Păi aseară, eu de când vorbim? Spuneți ora 9 acum, de dimineață, nu? Nu, stați puțin, vorbim de aseară. Da. A spus aseară la ora 9 sau la ora... M-ați întrebat până la 21. Ce oră mă puteți suna, da? Da. Eu am spus la orice oră. Oricând a spus, oricând, da, și la orice oră. Nu suntem în... Dar eu nu știu de ce dumneavoastră vroia să vă întâlnesc cu mine și la ora aia, pentru eu nu vă cred... Domnule, eu nu am vrut, dumneavoastră m-ați sunat. Dumneavoastră m-ați sunat. Bun, mobilul cine mi l-a dat? Poftiți? Mobilul, de unde l-am avut eu? Eu vi l-am dat, m-ați întrebat dacă am un mobil și am zis da, cu multă plăcere. Stați să o luăm de la capăt. Când m-ați dat mobilul, v-am rugat, domnule, până la ce oră vă pot deranja? A spus că la orice oră vă puteți deranja. A spus la orice oră, da, exact. Bun, a spus că la orice oră vă puteți întâlni cu mine și puteți sta de vorbă cu mine, e adevărat? Am spus la orice oră mă puteți suna. Și ne putem întâlni. Și am spus că în principiu sunt de acord să ne vedem și am propus rotia, dacă dumneavoastră puteți confirma. V-am sunat, deci v-am sunat spus, pe la nu știu cât. Un bar. Eu am refuzat categoric barul. Bun, nu, oricum mă întâlneam pentru o discuție, nu mă întâlneam pentru altceva. Exact pentru asta v-am dat și eu și... Și a spus să venim la agenție. Am spus, bine domnule, vin la agenție. Când v-am sunat, am spus, domnule... sunați-mă când aveți timp și eu sunt dispus să ne întâlnim. V-am sunat, după asta v-am sunat la 7, nu știu cât era, și mi-ați spus, domnule, îmi pare rău, nu mai pot să vin, a intervenit un accident în familie cu nepoata mea și așa mai departe. Este adevărat? Da. Confirm. Deci, de ce nu când eu am cerut legătura, de ce nu mi s-a dat legătura la comercial care era un... Asta nu are legătură cu domnul Deaconu. Păi deci eu, în momentul ăla, am crezut că domnul Deaconu este cel care îmi poate... Dar asta e altă discuție, însă la comercial nu era domnul Deaconu. Deci o secundă, vă rog. Când am sunat la agenție, am spus că vreau să vorbesc cu cineva care este în măsură și este șef să mă pună în posesia banilor, cu biletul pe care îl dețin. Și mi s-a dat legătura la dumneavoastră. De ce lucrul ăsta? Pentru că erau probleme de discutat, cum vedeți, și de și acum sunt probleme de discutat. Dumneavoastră nu sunteți atât de naiv să credeți că 25 de miliarde veniți și plecați cu ei în spinare. Dar nu am spus asta, că nu... N-am înțeles care e problema dumneavoastră. Stați o secundă, gata, hai că dialogul ăsta va continua nesfârșit. Eu vreau să vă întreb un singur lucru, domnul Deaconu. Până la urmă, de ce n-a mai avut loc întâlnirea? Întâlnirea n-a avut loc pentru că dânsul a insistat să fie într-un bar. Eu am pretextat, și vă spun foarte sigur, am pretextat că nu pot să vin, că am o mică problemă cu o nepoată. Recunosc acest pretext. Pentru că nu vrea să vă întâlniți cu domnul Ogică într-un bar. Nu, sub nicio formă. Eu am propus întotdeauna loteria. Domnul Deacon, stați puțin, că nu a fost motivul că, dacă dumneavoastră ați fi specificat clar, domnule, mă întâlnesc cu dumneavoastră numai la loterie. Atunci aș veni la loterie, dar eu am spus, domnule, pot să mă întâlnesc cu asta și într-un bar, pot să mă întâlnesc cu asta și la loterie. Dar... Da, e o nuanță pe care eu ieri n-am sezizat-o, domnule, iertați-mă. Și eu îmi cer scuze, dar... Da. Dar credeți-mă că lucrurile au stat așa cum vă spun acum. Deci nu, dumneavoastră, până la urmă ați motivat motivul cu accidentul. Să zicem că da. A fost un pretext. Da. Bun. Domnul Deacon, ultima întrebare. A avut loc vreo anchetă în cadrul Loteriei Naționale legată de acest subiect? Nu. Loteria nu se ocupă de anchete. Nu. Vorbeam de, cum să spun, de o, nu o anchetă, de o verificare, de... Nici măcar. Deci, conform regulamentului, purtătorul biletului, care este un cec în alb, își ridică suma. Poliția a contactat pe cineva din cadrul loteriei? Sigur, a venit cu o adresă oficială, iar hotărârea loteriei, decizia loteriei este în conformitate cu regulamentul și cred că ați putut să luați și dumneavoastră la cunoștință. Asta da, eu vă întrebam dacă a fost contactat cineva din loterie în legătură cu, să spunem, telefoanele date de domnul Ogică. La comercial, acel telefon misterios cu domnul telefon, acea legătură cu domnul de la comercial, de exemplu. Bănuiesc că poliția și-a făcut toată Bun. Această... Eu vă mulțumesc mult pentru... Da, am ținut foarte mult ca domnul Stelian să confirme obiectul discuțiilor noastre. De ce îi spuneți domnul Stelian? Că se cheamă Stancu. Eu așa am Stelian, o Gică sau o Cică, n-am reținut numele. Stancu sau Stelian?
Mi se spune sterien foarte mult, dar pe act este... Stancu, am înțeles. Da. Bun, de ce nu v-ați declinat identitatea la început? În convorbirea cu domnul Deacon. Deci vreau să o fac la fața locului. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, bun, domnul Deacon. Mai aveți ceva de zis? Eu sper să se facă lumină cât mai repede în cazul respectiv. Îi doresc sănătate multă domnului Sterian sau Stancu. Să mă ierte dacă... așa mă reținut Sterian. Da. Și sper ca toată lumea să vadă că loteria rămâne o instituție serioasă. Păi, până una alta, nu planează nimic asupra loteriei. Spuneți-mi, vă rog... Nu trebuie să planeze. A mai fost cineva care a telefonat și a spus că deține biletul? Da, se întâmplă de câte ori apare câte un premiu mare, se întâmplă, sigur, dar nu se prezintă nimeni, că probabil își dă seama ce... Deci a sunat și alții în legătură cu acest bilet. Personal eu n-am vorbit, dar am știință că ar fi mai sunat pe la colegii. Ce dar se asta se întâmplă frecvent, vă spun. Bun, vă mulțumesc mult, domnul Deacon. Bună seara, mulțumim pentru intervenție. Revenim la doamna Magda Purice, pentru că am ținut-o și așa peste program la emisiunea noastră. Doamna Purice, ați auzit discuția. Dacă mai aveți ceva de adăugat în plus față de cele spuse în prima parte a emisiunii noastre? Nu, chiar nu am. Un telespectator ne spune următorul lucru. Din matricele biletelor se vede că este continuitate pe număr. Să se verifice matricele. Ce vrea să ne spună telespectatorul nostru care lucrează la loto? Că biletele merg în continuare și susținând că a jucat mai multe bilete, deci biletul respectiv trebuia să intercaleze sau să fie ultimul din, sau primul din biletele jucate, dar dacă i-a luat toate biletele... Dar domnul Gica a spus că a cumpărat de la mai multe agenții cele 60 de bilete, n-au cumpărat. Mai țineți minte câte bilete ați cumpărat de la doamna? 5-6 bilete. 5-6 bilete. Dar o recunoașteți pe doamna? Uitați-vă la televizor. Ați cumpărat la doamna bilete? Deci am trecut întâmplător, domnul Tucă. Mi-este greu să spun dacă o recunosc sau nu. Deci uitați-vă că e la televizor. O recunoașteți? Da, văzut, dar nu. Că de la dânsa ați cumpărat biletul cu milioane de dolari. Vă aduceți cele 6 bilete sau câte? Spun că o recunosc, dar nu pot să dau seama. E vorba de o săptămână în urmă și n-am crezut că se va ajunge aici. Poate că m-aș fi... Da, vă mulțumim mult, doamnă. Și să sperăm că se vor clarifica lucrurile. Eu sper din toată inima. Că până la urmă sunteți cea care ați făcut într-un fel sau altul, sau veți face un om fericit. Să sperăm că va fi un fericit cel care a câștigat sau va câștiga un milion de dolari. Vă mulțumim mult, bună seara. Cu multă plăcere. Da, avem o nouă legătură telefonică. L-avem la telefon pe domnul Vladimir Beleș, directorul Institutului Medico-Legal. Bună seara, domnul Beleș. S-a prezentat domnul Gică la institutul dumneavoastră? Da, azi dimineață la ora 5 și o sfert. Și care au fost constatările făcute de medicii de la Institutul Medico-Legal? De medicul de gardă. Medicul de gardă. Da, medicul de gardă, doctorul Izescu. El s-a prezentat împreună cu doi lucrători de poliție. A fost imediat examinat. S-a constatat o discretă tumefacție a piramidei nazale și o ichimoză, dacă vreți în termen popular, o vânătaie, în care se vede de altfel foarte bine și în momentul de față pe pleoapa inferioară suborbital stâng și de altfel și piramida nazală pare ușor tumefiată, cum este și consemnat în actul nostru. S-a recomandat, a fost întrebat dacă dorește, deși nu erau semne de fractură, dar pentru orice eventualitate, dacă dorește să facă o radiografie și nu s-a spus că nu e cazul, că nu-l doare. Și atunci, pe baza leziunilor respective, care s-au constatat cu ochi liberi, deja bădânsunează, sunt faptele care sunt consemnate la noi, deci s-a recomandat și o radiografie, n-a spus că e cazul. La palpare simțea o oarecare durere, dar nu de mare intensitate și nici nu se simțea. A povestit domnul Gică, medicului de gardă, în ce împrejurări a avut loc incidentul? Poftim. A povestit domnul Gică, medicului de gardă de la IML, în ce împrejurări a avut loc incidentul? Nu s-a
suntem noi în calitate să întrebăm împrejurările, pentru că noi nu ne interesează decât leziunile. Eu am întrebat dacă a povestit. Nu, singura întrebare care s-a pus, după ce mi s-a spus despre ce e vorba de către organele de poliție, a pusă de medicul de gardă, este de ce s-a întârziat așa de mult de la seara respectivă până la ora 5 și un sfert dimineața la prezentarea la noi. Vă mulțumesc mult, domnul Beliș. Bună seara! Bună seara! Domnul Gică, nu pot decât să vă urez succes dacă dumneavoastră sunteți într-adevăr cel care ați completat și ați câștigat biletul câștigător, biletul care poate să vă aducă $1.000.000 și sper că adevărul să iasă la suprafață și, repet, dacă sunteți acela, să câștigați $1.000.000. Dacă mai aveți ceva de adăugat în finalul emisiunii, intervenții dumneavoastră, de fapt. Ce aș putea să vă spun? Să... Așteptăm să... Și eu sunt foarte curios să desfășoare în continuare ancheta poliției, să îi depisteze pe cei care au comis infracțiunea și o să vedeți noastră și eu, cum, o să vedeți noastră și restul lumii cum o să cum stau lucrurile. Eu vă doresc succes, vă aștept mâine seară cu $1.000.000. Eu vă mulțumesc și... Stai jos, că nu vă dăm așa ușor afară. Trebuie să semnăm contractul, să vedem cât la sută ne revine din $1.000.000 câștigat. Glumeam, desigur, vă doresc succes și sper să câștigați sau să fie priși în primul rând infractorii să dacă ați completat biletul, să câștigați $1.000.000. Mulțumesc mult de tot, stați pe aproape, emisiunea noastră nu s-a terminat, va continua imediat după pauza publicitară. Nu pot să cred! Un bărbat care spală rufe? De ce nu? E ușor și eficient când ai Bona cu noua formulă Oxigen Activ. Noua formulă Bona cu Oxigen Activ curăță în profunzime. Mii de bule de oxigen trec prin țesătură și îndepărtează rapid toată murdăria. Hainele sunt acum curate și parfumate. Privește pantalonii. Impecabil. Ai stofă de familist. Așa e. Ține enorm la familia mea. Noul Bona Oxigen Activ. Mai alb, mai strălucitor. Viața e plină de surprize? Eu știu să le fac față. Cu Head & Shoulders, în fiecare zi, previne apariția mătresii și îmi lasă părul irezistibil de frumos. Head & Shoulders, în fiecare zi. Pentru că viața e plină de surprize. Mi-e dor de voi, sper că tata se descurcă. Vreau să o pun zgârie și nu miroase ca de obicei. Tată, fusta se electrizează, nu-ți amintești? Mama a zis ceva de Lenor. Adăugat la fiecare clătire, Lenor oferă hainelor tale o catifelare inegalabilă și prospețime de primăvară. Iar hainele nu se mai electrizează. Mami, mami! Ce parfum, ce catifelare! Nu-i așa? De acum? Te ocupi tu de rufe. Lenor, pur și simplu transformă rufele. Șeful Direcției Poliției Sanitar-Veterinare, Nicolae Popurlan, a fost azi demis de Ministrul Agriculturii. Potrivit unor surse, ministrul a fost nemulțumit de slaba activitate a Poliției Sanitar-Veterinare. Ministrul consideră că dacă raziile și controlele s-ar fi efectuat la timp, sănătatea publică nu ar mai fi fost în pericol în acest moment. Cum a primit proaspătul demisia această veste, aflați în direct la Observator, chiar de la Nicolae Popurlan. Și tot atunci, noi vești despre controversatul caz Lajos Gábor. Mai mulți medici ar putea fi audiați de parchet, fiind suspectați că au eliberat certificate medicale false, facilitând astfel ieșirea din închisoarea unor deținuți. Unul dintre medici vizați este chiar din penitenciarul Gherla, iar ceilalți doi sunt medici legiști. Mai multe detalii vom afla în direct la ora 23. Sunt Alexandra Stoicescu și ne revedem după Marius Tucășov. Continuăm emisiunea noastră din această seară. În studio se află domnul Constantin Banu Rusu, prefectul județului Iași, și domnul Constantin Simirat, primarul municipiului Iași.
Județul și municipiul Iași reprezintă un caz de administrație locală asemănător în anumite puncte de vedere cu județul Cluj, și aici, ca și la Cluj, se schimbă prefecții, dar primarul rămâne același, domnul Simirat, care a fost ales în mai multe legislatori, să spunem, confruntat cu multe probleme în ultima... E incorrect, legislatori, pentru că nu vorba de legislatori, mai multe mandate. Mandat. Confruntat cu multe probleme în ultima perioadă, vezi cazul Teplu, județul Iași, și se mai adaugă una. Așa este? Noul prefect al județului Iași, domnul Constantin Rusu Banu, se pare că are în vedere o eventuală suspendare din funcția primarului Constantin Simirad. Așa e, domnul Banu. Poliția l-a pus pe primarul Iașiului sub urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Spuneți-mi, domnul Simirad, așa stau lucrurile. Vedeți, dumneavoastră, acum, în ce își privește declarația domnului prefect, va da răspunsul domnia sa. Deci nu e adevărat. Eu doar la cealaltă problemă pot să vă răspund. Este vorba de niște spații pe care le-am dat la unele organizații neguvernamentale, non-profit, la partide politice, în mandatul prim, deci în 1993-94. Și acelea este, de acele spații este vorba. Spații pe care, domnul Tucă, trebuie să mă înțelegeți că le-am dat conform legii, pentru că am avut o sentință, deci un partid politic a cerut un spațiu de la mine. Eu nu i-am dat la timp. Respectivul partid politic m-a dat în judecată pe mine și pe Consiliul Local și sentința sună în felul următor. Se condamnă primarul cu amendă de 500 de lei pe zi întârziere până când va da spațiu, și cu o despăgubire de 500.000 de lei pentru partidul respectiv, reprezentând daune pentru că nu i s-a dat acest spațiu în timp util. Deci această sentință m-a condamnat și trebuie să știți că pe atunci 500.000 de lei însemna salariul meu pe un an de zile, sentință definitivă, m-a condamnat de ce nu am dat un spațiu la partidele politice. Și atunci, având această sentință, noroc de respectivul care m-a dat în judecată că m-a iertat de bani, pentru sentința fiind de definitivă, era executorii. I s-a făcut pur și simplu milă de mine și m-a iertat de această, mă rog, pedeapsă. Atunci a trebuit să dau cu mare atenție spații la partidele politice și la ONG-uri, ca să nu intră din nou în mâna legii. E, pentru aceste spații s-a început, să spunem, urmărirea după atâția ani de zile. De altfel, în legătură cu aceste spații, cel care a reclamat, n-a reclamat doar la parchet, a reclamat și la corpul de control al primului ministru și la corpul de control al DAPL-ului și rezultatul este că cele două instituții, cele două controle, de fapt, face o morală. Dosarele astea toate sunt legate de această... Da, uitați, aici este semnat de către corpul de control al primului ministru și al DAPL-ului, prin care se spune că nu se confirmă cele spuse și atrage atenția pârșiosului că ar trebui să învețe legile. Am înțeles. Deci acest în primă fază, deci după ce a controlat și guvernul și corpul și departamentul de administrație publică locală, acum controlează parchetul, a controlat odată, n-a constatat nimic, acum recontrolează. Deci asta este toată. Au ceva cu dumneavoastră? Dacă vreți, domnul Tucă, eu pot să vă citesc, am adus dosarele astea să vă amuzați. Pot să citesc și cui s-au dat aceste spații, să vedeți dacă pot exista. Da. Ca să nu existe dubii în această privință. Nu o clipă că le-am amestecat așa de tare pe aici. Deci spațiile respective, să vedem la cine s-au dat. Cultura fără frontieră. PDSR, Fundația Academie Liberă, Asociația Crucea Albastră, Uniunea Veteranilor de Război, Societatea pentru Apărarea Libertății Presei, Fundația Culturală Daco Romană, Alianța Sindicală Moldovia și Moldavia și CNSLR Frăția. Sunt fel de agenți. Partidul Pensionarilor. O clipă. Partidul, da. Pensionarilor. Tribunalul Iași. Opera Română, Liga Handicapaților, LADO, Mișcarea Ecologică din România, Partidul Alianței Civice, PNCCD, UMRL, Partidul Liberal 93, Alianța Civică. 93, ca să înțeleagă telespectatorii. Deci Fundația Mihai Viteazu, Fundația Prietenii Prutului, PNL,
Cartel Alfa, Partidul Socialist, PUNR, Fundația Mihai Viteazu, Societatea Culturală Ginta Latină. Cred că stați auzit. Gata, opriți-vă, că m-am înțeles. Sunt fel și fel de asociații. Da. Domnul prefect, da. Ce spuneți dumneavoastră despre această problemă? O voi consulta cu juriști în această chestiune? Voi cerceta în detaliu ceea ce se impută lui Simirat? Dacă ceea ce afirmă poliția este adevărat, voi iniția procedura de suspendare a primarului? Sigur că eu nu m-am exprimat niciodată că îl suspend pe primar. Și am vrea să spun că totuși primarul Iașiului este primarul unui oraș mare. Iar conform legii, suspendarea poate fi dispusă numai la cererea motivată a instanței judecată sau a parchetului. Eu nici nu eram numit, domnule Tucă, în funcția de prefect atunci când foarte mulți ziariști veneau la mine că dacă o să ajung prefect și aceste dosare o să le iau la analiză... Și a spus că da, o să-l suspendați. Nu, am spus că... Nu am spus așa. Domnul Tucă, am spus că voi studia dosarele, vreau să spun că până în momentul de față nu cunosc niciun dosar și am spus în cazul când ne scriem pe lege, voi analiza cu cei mai mari specialiști și mă voi supune prevederilor legale. Primarul Constantin Simirat consideră că declarațiile lui Corneliu Rusu Banu, făcute în calitate de prefect, sunt total neinspirate și a cerut sec demiterea acesteia. Am cerut conducerii PDSR în locuirea Rusu Banu din funcția de prefect cu altă persoană mai diplomată care este dispusă să conlucreze pe plan local. Vedeți, eu lucrez cu materialul clientului. Da, bine. Eu am luat act de unele relatări din presă pe care domnul prefect le neagă că le-ar fi afirmat și am trimis primului ministru și domnului președinte Iliescu extrase din ce a relatat presa. Și după cum ați văzut, domnul prim-ministru a reacționat foarte violent seara și a spus că noi nu trimitem acolo țari să demită pe unii și pe alta. Adică atitudinea domnului prim-ministru a fost... Domnule, aveți o relație bună cu domnul prefect, da? Exact. În momentul ăsta, da. Și vreți să faceți... Nu numai acum, dar de când ne cunoaștem. Care sunt cele mai mari probleme ale ieșilor? Avem multe probleme și de asta ar trebui să neglijăm celelalte. Haideți, spuneți, deci, că înțeleg că ați trecut peste aceste declarații care au fost făcute înainte sau după. Foarte mult. Și acum vreți să conlucrați pentru rezolvarea problemelor. Exact, domnul Tucă, eu... Dar ați avut ceva cu ziariștii, mi-aduc aminte. Nu. Da, da. Nu. A fost o discuție cu ziariștii. A fost o discuție cu ziariștii. Nu se referă domnul prefect la asta. Nu, nu. A fost o discuție cu ziariștii legat de niște note. Discuția nu a ieșit în favoarea ziariștilor și atunci, pentru că eu eram propus să candidez la funcția de prefect pe locul 1, ziariștii au venit la mine și mi-au pus diverse întrebări. Domnule Tucă, nici nu știam dacă sunt prefect. Poate un om care nici deci nu știe... Deci să vă încăiere presa. Da. Și eu nu și am intrat și... în plasă. Nu, nu am intrat în plasă. Am întrebat asta, dar domnul Simirat, dar i-ați dat ce le-ați zis? Că sunt corigent sau ce? Nu, nu, nu. Vă spun care a fost... Sunteți un personaj, orice a spune dumneavoastră, foarte interesant, domnul... care a de multe ori a atras atenția opiniei publice. Domnul Tucă, să știți că aici, la București, informațiile ajung deformate. E exact cum aș scrie din Ghana sau din Gabon, până aici ajung cu totul altfel. De altfel, să știți... Chiar așa de mare. De nu, dar să știți, în general, n-ar ajunge informații... Stați puțin, ce știu eu. Nu mă clip, n-ar ajunge informații când aștept... Pui viu, găină sau mai știu ce de la nu, noi. Eu știu niște numai... informații, să-mi confirmați sau să infirmați, că nu știu dacă distanția e mare. Am auzit aici la București că ați făcut Partidul Moldovenilor, e adevărat? Asta da. Am auzit că v-ați aliat cu CDR, e adevărat? Și asta e. Am auzit că n-ați intrat în Parlament, e adevărat? Nu. Păi astea sunt informațiile pe care le-am până la această oră. Haideți, vă rog să spuneți deci, care sunt problemele. Domnul Tucă, acum am în general, atunci când cineva preia puterea, sigur, trebuie să arate că se schimbă ceva. Și poate că și declarațiile domnului prefect poate au fost tot în acest sens. Care sunt problemele? Eu până acum, eu vreau să vă spun, acum, eu am conlucrat, chiar dacă eram în opoziție, am conlucrat foarte bine în primul mandat, deci 92-96, cu miniștri PDSR care mi-au dat o mână de ajutor și chiar filiala locală. Aveam 52% din bugetul județului, apoi când ne-am pus pe e-mail, am avut 28 am avut. Așa. Da. Deci am lucrat foarte bine cu ei. În a doua legislatură, în a doilea mandat, am lucrat tot bine cu miniștrii. Miniștrii mi-au arătat o simpatie deosebită. Iar acum, mă rog, încerc să leg noi prietenii, pentru că, să știți, un primar a unui oraș... Dar nu reușesc deloc. Ei, până la urmă reușim. Pentru că un oraș ca Iașu are nevoie de un sprijin al guvernului consistent. Din acest motiv nu doresc să declanșez o dispută inutilă și sterilă pe marginea unor declarații. Cum vi se pare legea administrației locale?
E, aici, după părerea mea, s-a greșit foarte mult, însă nu este imputabil PDSR-ului, este nu, curios. Dar eu nu vă întreb ca să imputați ceva PDSR-ului este, sau altii este o lege, nu, este o lege care, după părerea mea, este șchioapă, propusă încă din legislatura trecută, în ce își privește demiterea primarilor, suspendarea lor. Domnul Tucă, nicăieri în lume nu se poate pedepsi un om înainte de a se stabili. Da, aveți aceeași poziție ca domnul Funar, a susținut același exact, lucru. El, că legea prevede acolo până la judecată. Sunt de-a voie să mă apăr. Definitivă, deci, sunt puteți fi suspendat. Și în afară domnul Simirat, da. Credeți că dumneavoastră puteți fi suspendat așa? Domnul Tucă. Sincer acum. Domnul Tucă, acum între noi fie vorba dacă... Le e destul de greu să vă suspende pe dumneavoastră. Este cam foarte greu să o facă. Atunci, și plus de asta m-ar martiriza și cred că aș deveni un erou al orașului Iași. Pentru că să nu uităm un lucru, oamenii mă provozesc, mă ceartă, dar mă iubesc la Iași. Și din acest motiv cred că ar fi riscant o astfel de măsură și istoria cred că ar taxa-o ca atare și chiar alegătorii. Deci nu sunt un os ușor de înghițit și nici asta n-aș vrea ca PDSR-ul să își încerce forțele cu mine. Pentru că nu reprezint... Îl are pe domnul prefect acolo, dacă îl trimite aproape. Da, nu, dar domnul prefect are și alte obiective. Nu este obiectivul numai. Vreau să vă spun că am 5 mari obiective acum la început de drum. Interesant. Cel mai mare obiectiv este acela să-mi fac un program de guvernare pe plan local, pe baza programului de guvernare în 2001-2004 al guvernului. Păi domnul Simirat, ce face? Rămâne fără pâine? Nu rămâne. Noi facem acest lucru pentru faptul că avem foarte multe servicii descentralizate în județul Iași și în momentul de față am cules toate informațiile și vrem să facem planul de guvernare al județului ca parte integrantă din planul de guvernare al guvernului. O problemă foarte importantă. Deci vreți să faceți regiunea autonomă Iași? Nu. Nu, nu, să ne încadrăm, domnule Tucă. Altceva vreau să vă spun, că o altă problemă mare este ceea să-mi aleg colaboratorii. Eu am lucrat... Spuneți obiectivele, iar obiectivul principal al nostru progresiv... Sărăcia, că e sărăcie mare. Este sărăcie. Vreau să vă spun că ne confruntăm acum cu o problemă deosebită în zona Siretului, datorită deversării unor rezidui de ceanură. Ați demis pe cineva până acum? Nu am demis, pentru că cei care trebuie demiși sunt cei din județul Suceava și, bineînțeles, să-și facă datoria poliția și procuratura. Noi am fost... Ați demis și din Iași, că o să cadă așa dacă îl începeți din Iași. Am fost nevoit să salvez viețile omenești, am fost nevoit, domnule Sucă, să strâng circa 4 tone de pește de la cetățeni care le-au dus acasă. Dar nu vi se pare totuși că e absolut îngrozitor că oamenii, chiar după ce au aflat că peștele este infestat, că e vorba de cianuri... Populația este săracă și vreau să vă spun că anual mai venea niște pește din acesta datorită detergenților, dar nu erau... Se putea consuma mai înțepa puțină limbă, dar era bun și lumea a crezut, domnule Tucă, acum că este același pește. Domnul dar au avut nenorocul că a fost în dar de ce îi lăsați pe aia să deverseze detergenția? Păi nu îi lăsăm noi, trebuie să nu îi lasă Inspectoratul de Mediu din județul Suceava. Noi vrem să vă spunem că am mobilizat sute de oameni acolo să salvăm viețile omenești. Dumnezeu, a venit PDSR-ul la putere, dați afară de aia și cad în las până la București, dacă dați afară. Sigur, deocamdată trebuie să salvăm lumea, să luăm măsurile ca să nu consume peștele. Vreau să vă spun în modul cel mai sincer. Am luat peștele de pe masă. Trebuie să nu mai fie deversate ceanurile. Și asta. Că degeaba luați, dumneavoastră, măsura că tot fură. Am văzut o declarație absolut fenomenală pe un post de televiziune, nu știu dacă la noi sau în altă parte, în care un, să spunem, un copilandru așa, intervievat de... întrebat dacă a mâncat pește cu ceanuri, a zis că da, a mâncat. Păi și de ce mănânci? Nu ți-e frică că o să mori? Da. Și a zis, eu dacă mor, mor ultimul. Extraordinar. A patra problemă care avem cele cinci, vă rog să mă așteptați. În satul ăsta, dacă mor, mor ultimul. Vreau să, domnul Tucă, știți că am studenți care nu au mâncat de 2 luni carne. Deci sunt foarte săraci oamenii și din acest motiv s-au repezit la pește și s-au săturat și ei prima dată. Deci este o sărăcie cumplită. Că nu s-au repezit studenții să mănânce peștele ăsta. Ba s-au repezit toți locuitorii din zona respectivă, fără deosebire, știți? Pentru că ei au prins în perioada când erau încă vii. Deci vreau să vă spun totuși că lucrurile sunt ceva mai grave decât par la prima vedere. Deci avem chiar cazuri de malnutriție. Deci lucru care... În orașul ăsta? Și în orașul Iași și în Moldova. Deci avem foarte multe necazuri, foarte multă sărăcie și nu trebuie condamnați acești oameni care au
spălat la... Eu nu i-am condamnat, eu am întrebat... Nu, dar faptul că îi ascunde, pentru că unii din ei au mâncat și n-au pățit nimic, probabil că peștele n-au avut timp să se intoxice în mare măsură și din acest motiv nu s-au îmbolnăvit. Deci ei au îngropat peștele, bine spunea domnul prefect, s-au dus cu poliția cu toți prin sat și au găsit pește îngropat, 150 de kg la un cetățean. Deci vina nu le aparține. Vina știți aparține... că eu am fost revoltat când mi-a stat cu Partidul Moldovenilor. Știți, eu v-am auzit și aș fi vrut să am o discuție cu dumneavoastră. A fost o frondă. Spuneți. Pentru că, să știți... Da, fronda asta poate naște alte fronde, domnul primar. Nu, a fost o experiență care, după cum știți, se va termina. Sigur că da, dar am zis, domnule, dacă fiecare în România, dumneavoastră, mai ales că dumneavoastră nu erați un oarecare. Nu trebuie... Dumneavoastră erați un om cu autoritate, un om care a fost votat de câte ori în Iași? De 3 ori. De 3 ori? De 6 ori, de fapt. Mă rog. După numărul de pentru runde, că s-au fost și mai multe tururi. Dar vreau să vă spun, domnul Tucă, că se privește de la București provincia cu alții. E adevărat, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci dacă sunt așa, a fost o, să spunem așa, o reacție de revoltă, pentru că nu ne facem auziți. Să știți că noi suntem tratați din provincie ca români de calitatea a doua. Eu când vin și parchez mașina în fața unui hotel, vede că este de Iași, vine un șmecher și spune, dă-mi 10.000 că ți-o păzesc. Stați liniștit că și la mine vine să-mi dea 10.000. Nu, cred că vine. Mie vine să-mi ia 10.000 că mă cunoaște, nici nu mă lasă să parchez. Bine, asta e altceva. Vă las să-ți termine ideea și vă las. Și deci partidul ăsta a apărut pe fondul unor frustrări. El nu a avut, să spunem, în vedere de altceva decât atragerea atenției asupra provinciei. Și experiența dumneavoastră acum cu Convenția Democrată? De ce v-ați aliat cu Convenția Democrată? Care a fost Am avut o înțelegere cu PDSR-ul, deci un prim protocol pe care l-am semnat cu domnul Năstase pentru colaborare în alegerile locale. Din nefericire, filiala locală... Din care face parte și domnul prefect? A făcut, nu-i vina domniei sale, a făcut să sară în aer acest protocol pe care l-a semnat cu domnul Năstase. Uh-huh. Probabil s-au gândit că dacă ar urma o fuziune, filiala aș fi preluat-o de drept. Deci unii și-ar fi avut amenințată poziția. Deci eu așa socotez. Și, prin urmare, n-am avut această posibilitate de cooperare. Eu apoi cu PNL-ul... Eu am crezut că prea mult patriotism local ați făcut Partidul Moldovenilor. Mă gândeam că ar fi absurd să faci Partidul Oltenilor, Partidul Bănățenilor și așa mai departe. Eu am avut o discuție pe tema aceasta cred că cu, din prea mult patriotism cu distinsul local. Om de cultură Paler și în final mi-a dat dreptate. Pentru dat domnul Paler dreptate? Sigur, el a spus așa că nu e de acord cu denumirea lui. Și denumirea asta e cu totul altceva. Dar eu nu puteam face un partid politic, domnul Tucă, dacă nu-i puneam numele ăsta. N-aveam bani, n-aveam forța necesară. Dar așa eu am spus, îi pun denumirea aceasta, apelez la, să spunem, patriotismul local, apoi îi schimb numele. Mulțumesc mult! Stați o secundă, publicitate, după aceea revenim în studio. Ultimul număr, 7! Și-am schimbat tot, mobila, perdelele, chiar și mașina automată. Și știi ceva? Acum îmi permit și un detergent mai scump. Nu neapărat! Bonux automat e exact ce-ți trebuie. Dar e la fel de ieftin ca detergentul meu. Dar cu Bonux automat, rufele tale vor mirosi cu adevărat proaspăt. Bonux automat îți oferă curățenie remarcabilă și prospețime amețitoare la un preț scăzut. Și-ai schimbat chiar și detergentul nostru? Ah, cum ai ceva mai scump. Deloc. Am început să mă pricep la afaceri. Bonux automat. Mai curat, mai proaspăt, mai isteț. Ultima parte a emisiunii noastre. Trebuie în primul rând să-mi cer scuze față de cei doi invitații ai mei, domnul Constantin Simiraș și domnul Constantin Banu Rusu. Corneliu Rusu Banu. Corneliu Rusu. Da. Îmi cer scuze că v-am botezat. Când e Paștele, da, vin la o să avem grijă. Zic că ziariștii mai dau pe la prefect, pe la câte un miel, să-i surprindă că iau mielul. Mă cer scuze față dumneavoastră pentru că emisiunea, tema discuției noastre de acum era prevăzută în prima parte, însă evenimentele au făcut de așa natură să treceți în partea a doua și să nu mai avem timpul necesar unei dezbateri care merita mai mult timp, dar bănuiesc că vom mai avea ocazia să discutăm și altă dată. Vă rog. Vreau totuși să spun în final câteva lucruri legate de perspective. Vreau să spun, domnule Tucă, că ne confruntăm la Iași cu o secetă extraordinară, adică foarte puțină apă în sol.
e pusă în pericol viața plantelor. Și în acest sens, în calitate de prefect, am organizat ca să ne întâlnim cu toți specialiștii, cu toți primarii și să ne învețe stațiunea de cercetări agricole cum să menținem apa în sol, adică să aplicăm tehnologii, să nu pierdem apa din sol. V-ați propus să rezolvați acest problemă. De asemenea, un alt obiectiv principal este cel legat de pământul de la IAS. Vrem să punem în posesie locatorii. Păi puneți dacă aveți lege, că altfel nu puteți să-i puneți. Este, avem posibilități și să dăm titlul de proprietate, să rezolvăm problema pământului de la Iaseuri. Pentru că se apropie campania de primăvară. Am înțeles. Și campania electorală a trecut. Da. Domnul Simirald, între proiectele cele mai importante, pe scurt, foarte pe scurt, ale dumneavoastră, la primăria Iașiului? Am foarte multe proiecte. Iașiului. Determinat modernizarea tuturor piețelor, determinat Ateneul din Tătăraș. Avem o lucrare mare în centrul orașului și sper că, terminând această lucrare, vom împinge mizeria mai spre periferie. În sensul că Iașul va arăta curat până aproape de marginile sale. Oricum sunteți campion, a trimis vedete de televiziune. Cine, pe cine ați trimis până acum? Avem o mulțime de... Ia spuneți. Sandra Irina Marin, doamna Rădulescu. Andreea Marin. Mulțin, da. Deci pe Andreea Marin o să-i spuneți avem Andreea Marin frumoase. La doamna Rădulescu, îi spuneți avem, la Mihalei, ce-s doamna Rădulescu. Da. Avem foarte multe fete frumoase, însă trebuie să vă spun, domnule... Păi asta să cucerească București, domnule. Un lucru, vreau. L-a cucerit deja, da? După cum ați văzut succesul care l-au. Vreau să vă spun că timp de 9 ani de zile, în condițiile acestea în care țara a dus-o foarte greu, Iașul a făcut pași importanță în față. De altfel, m-a uns la suflet în campania electorală din București. Da. Candidații spuneau că vor face din București un oraș curat ca Iași. Și acest lucru, cred că m-a bucurat. Vă onora foarte tare. Vă mulțumesc mult, domnilor, și sper să avem ocazia să discutăm o emisiune întreagă despre problemele Iașiului, orașul Iași și județul Iași. Vă mulțumesc mult. Emisiunea noastră se termină aici. Țineți aproape. Mâine ne întâlnim la aceeași oră.